Igor Grosu a primit-o la Chișinău pe șefa Camerei Deputaților din Parlamentul Cehiei, Markéta Pekarová-Adamová, în contextul în care Cehia deține președinția Consiliului European. Cei doi oficiali au discutat despre reformele de la Chișinău. Pekarová a confirmat sprijinul pentru Republica Moldova în situația de criză și a dat exemplu Cehiei, care a înlocuit gazele rusești cu gazele lichefiate de la furnizori de încredere. Propunerea ei este ca iarna viitoare și țara noastră să facă parte dintr-o platformă comună de achiziții prin care, practic, toate țările europene vor cumpăra la un loc tot necesarul de gaze. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina nu afectează doar livrările de energie, ci ar putea provoca un nou val de refugiați în această iarnă. Federația Rusă a schimbat tactica, atac obiective strategice, infrastructura critică, stații termoelectrice, stații electrice și aici cred că, am mai spus-o public, am putea să ne așteptăm la un nou val de refugiați, îi spunem noi, refugiați de iarnă. Planificăm toate țările europene să cumpărăm împreună gaze. Ideea mea e că ar fi posibil să implicăm și țările candidate cărora li se pare atractivă oferta să fie parte din acest program, să cumpărăm împreună necesarul de gaze.